Râmnicu Vâlcea, bijuteria pitorească a Olteniei, un oraș ce îmbină armonios natura, istoria și cultura. Parcurile orașului splendide, precum Parcul Zăvoi și Parcul Mircea cel Bătrân, sunt veritabile oaze de frumusețe, perfecte pentru plimbări relaxante și momente de contemplație. Pentru cei ce doresc să descopere tradițiile autentice românești, Muzeul Satului oferă o incursiune fascinantă în viața de odinioară a țăranilor din regiune. Vom face un scurt popas la Schitul Cetățuia, un loc de o frumusețe și spiritualitate aparte. Salutare! Ne aflăm în Râmnicu Vâlcea și vizităm câteva dintre obiectivele turistice din acest oraș. Prima oprire este la Muzeul Satului Vâlcean, un loc unde te poți reconecta cu simplitatea și frumusețea vieții rurale de odinioară. Găsim aici o bijuterie culturală ce te întoarce în timp, în inima tradițiilor și obiceiurilor românești. O sobă dublă, foarte frumoasă. Cu olane, alea sunt olane, cum erau la cule, astea, cilindrice. Nu știu, probabil da. Și ăsta e un, nu mai știu cum se numește. Așa se mânca, uite, cu scăunele așa mici. Cu linguri de lemn. O măsuță joasă. Pe aleile acestui muzeu găsim case vechi construite cu migală și pasiune, fiecare purtând amprenta unui sat autentic din Oltenia. Leagănul bunicilor. Hanul lui Bogdan din sat Săliște, comuna Mălaia. Puțin din interiorul acestui han. Aici o casă din Măldărești, casa Persu Nicolae și o fântână veche. Și o căsuță foarte mică și foarte îngustă. Tot o casă din Măldărești, casa Belciu Nicolae, tot a unei familii Belciu Maria, sat Măldărești de Jos. Din prima jumătate a secolului al XIX-lea. E mare. Este mult mai mare decât celelalte. Deci mare. Lemnul cioplit cu măiestrie, șindrila veche de pe acoperișuri și decorurile rustice îți spun povestea unei vieți simple, dar pline de farmec și autenticitate. De apă sau ce a fost acolo. Aici o frumoasă căsuță din comuna Mateiești, ce datează din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Da, și o poartă frumos sculptată. Hai să intrăm, să vedem repede.
Hai să mergem. Da, aici mai nou s-a făcut un amfiteatru, probabil pentru spectacole. Este o culă. Bujoreanu din comuna Bujoreni. Una dintre cele mai frumoase căsuțe de aici. Este vorba de o casă din comuna Stoienești. Biserica Mângureni din comuna Nicolae Bălcescu. De mult. Pârlează. Magazia. Foarte frumoasă. Magazia cu beciul de alimente și cu acolo de tot de alimente și de... Bisericuța de lemn de la Crețeni de la 1700 71. 1771. Monument istoric. Următoarea noastră oprire este la Schitul Cetățuia. Urcăm 260 de metri. Este situat pe un deal deasupra orașului. Și am ajuns la Schitul Cetățuia. E Biserica Sfinții Voievozi, fostul schit Cetățuia. Datează de la 1680. Chiar că parcă e un colț de rai. Da. Albi, cenușii. Da. Tocură. Mune pupaș. Ei, ăștia scuișori. Ce frumos cântă. Da, sunt cuză. Fantasticul râu. Oamenii se văd în balcoane? Da. În biserică undeva. E și voltul. Aici, monumentul închinat domnitorului Barbu Știrbei, un ansamblu de lucrări în care regăsim bustul domnitorului în uniformă militară, dominat de trupurile unei femei și ale unui bărbat. Acest parc este unul dintre cele mai mari și mai frumoase din Râmnicu Vâlcea. Este un loc cu o mare importanță istorică, fiind locul unde, în 1848, a fost intonat pentru prima dată imnul național al României, Deșteaptă-te române. Parcul este amenajat cu alei umbroase, lacuri și zone de joacă, făcându-l ideal pentru familii și turiști de toate vârstele. Thank you.
foarte faine sunt. Pe ce sunt pe tablă? Și cu ce? Ce e negreala asta? Ce e? Cărbune? Vopsea. Mm-hmm. Bronz, argintiu, așa, auriu. Păi și ăsta e 1700, deci tot lupul îi bate vreo 200. Ca preț. Ca preț. Asta e, da? Propolis e posibil, nu știu. Ce e aici? Calitate de la Târgu Mureș, la Pălăriosul, aici suntem. Cât e în lei sau în euro sau în ce e? Cu euro, dar 65. Cu euro, am văzut prețurile și în euro. Cât aici este aceasta? 65 de euro. Nu e scumpă. Păi. Și e frumoasă. Lucrez aproape 5 ore. 5 ore în masă. Vezi că spuse sute de mii de ghivece. E făcută din ghivece. Știința e cinstită și de obicei primită în tot globul pământesc și de toți câți o doresc. Casa memorială Anton Pan, situată într-o frumoasă clădire monument istoric, construită în secolul al XVIII-lea. În dreapta se află clădirea judecătoriei, iar în partea stângă se află parchetul. De pe lângă judecătorie. Mircea cel Bătrân, situat în centrul orașului, este un alt punct de atracție important. Numele său onorează pe domnitorul Mircea cel Bătrân, o figură istorică esențială pentru regiune. Parcul este cunoscut pentru statuile sale, inclusiv cea a domnitorului, și pentru zonele de relaxare și socializare. Siga tare!
Dacă vrei să schimbi ceva, e simplu, trebuie să crezi. Mulțumim!